Bine ne-am regăsit, dragi gorjeni. Iată, ne-am deplasat astăzi în Comuna Telești pentru a asista la una dintre cele mai ample lucrări care s-au făcut în ultimii ani în Gorj, și anume așezarea grinzilor de susținere la unul dintre podurile de pe arealul Comunei Telești, un pod care deservește mii de cetățeni pentru că face legătura între două sate, între două comunități rurale. Mai mult decât asta, este poarta prin care se intre și se iasă către unul dintre orașele din apropierea Comunei Telești, Rovinaru, dar și o cale ușor scurtată către Târgu Jiu. Iată lucrări care s-au promis și lucrări care se fac. Și totul înseamnă multă muncă, înseamnă stăruință și înseamnă faptul că un lider cum este Ion Mischie, primarul Comunei Telești, și-a asumat responsabilități, și-a asumat un proiect, și-a asumat un program care pentru mulți părea îndrăzneț, dar care, iată, acum dovedește că este perfect fezabil, dovedește că ceea ce a pus dânsul pe hârtie alături de fostul primar Romulus Bâldea înseamnă nici mai mult, nici mai puțin decât o cale directă către o comunitate europeană pe care ne-o dorim la noi acasă. Despre această realizare ne va vorbi primarul Ion Mischie aici, la fața locului. Bine v-am regăsit, domnule primar! Bună ziua, bine ați venit! După cum vedeți și dumneavoastră, suntem la montarea grinzilor pentru podul peste râul Tismana, din dreptul bisericii de la Șomanești. După cum se observă, poate și în filmarea dumneavoastră, podul cel vechi era deteriorat și nu mai prezenta garanție trecătorilor care veneau la biserică, agricultorilor. Și din acest punct de vedere, când am venit în primărie cu 9 ani de zile, împreună cu domnul Bâldea, am hotărât să facem două poduri peste râul Tismana. Iată, al doilea e și aproape ca și gata. Primul a trecut peste el de 100 de metri pe două benzi, asta va fi numai pe o singură bandă, și mai avem în vedere încă două poduri peste râul Bistrița în comuna Telești, satul Telești. Unul chiar în această primăvară i-am dat drumul ce face legătura între comuna Telești și comuna Peștișani pentru foarte multă lume care au copii la liceu de la Peștișani și mulți bătrâni care nu aveau posibilitatea să coboare în centrul comunei, să vină la primărie, să vină la dispensarul uman. Avem dispensarul veterinar în centru, avem farmacie și stomatologie. Deci asta a fost făcută în folosul cetățenilor și microbuzul care face legătura de la Peștișan la Târgu Jiu e benefic datorită acestui pod care s-a realizat peste râul Bistrița. Acum, aici, după cum vedeți, e o macara de 350 de tone care montează la grinzile pe cei doi piloni și pe cele două culeie și sperăm că până la sfârșitul acestui an să putem să trecem pe noul pod care este peste râul Tismana. Spuneți istoria acestui pod, pentru că, așa cum spuneați dumneavoastră, de-a lungul vremii ați avut încercări pe cont propriu, să spunem așa, să reparați vechiul podeț care era din cadre metalice și care, evident, datorită mișcărilor naturale ale albiei râului, datorită precipitațiilor și datorită vechimii, până la urmă, ajunsese să nu mai prezinte garanție și siguranță în exploatare. Și dumneavoastră, cu echipa pe care o coordonați, ați reușit să prindeți acest proiect pe finanțare, ați reușit să obțineți banii necesari și iată acum prinde viață una dintre cele mai îndrăznețe lucrări, nu numai din Telești, dar și din Gorj. Istoria acestui pod, când a început, să spunem, turnarea primului metru cub de beton armat aici la podul de lângă biserică? Da, când eram copil, mi-aduc aminte că era un pod de lemn peste râul Tismana, după care podul care îl vedeți acum, în 2009, în vara lui 2009, am venit cu o echipă, am făcut misuduri la structura metalică, s-a turnat un strat de asfalt, dar în timp, datorită mișcărilor naturale și a apei, din precipitații, când vine Tismana mare și se dă drumul la baraj, a săpat sub piciorul din
mijlocul Albiei și podul s-a lăsat câțiva centimetri, bun, zeci de centimetri s-a lăsat. Și numai prezentam garanție, iar împreună cu domnul Bâlda, romul fostul primar al comunii Tălești, am muncit la aceste proiecte, pentru că la aceste proiecte se face o muncă, nu, să nu zic titanică, dar se face o muncă pentru a realiza studiul de fezabilitate, a face proiectare și după aceea a obține toate avizele care sunt prevăzute prin certificatul de urbanism care se emite la fiecare lucrare în parte. Când s-au turnat aceste picioare impunătoare, care ați spus dumneavoastră, datorită tehnologiei extrem de avansate și, nu în ultimul rând, priceperii acestor oameni care colaborează cu dumneavoastră, s-au realizat extrem de rapid, cu succes și ca să țină cel puțin 100 de ani, cum spuneați dumneavoastră. Da, acest pod a început în primăvară, săpăturile și turnarea celor două culeie. Și aici natura a ținut cu noi, pentru că nu s-a surupat săpăturile când s-a turnat betonul în pământ, a fost marnă și marna ne-a ajutat enorm și nu am întârziat. Deci podul, după cum vedeți, în proporție de 80% este gata. Când un pod ai pus grinzile pe el, podul e ca și gata. Despre ceea ce s-a întâmplat astăzi, ne îndreptăm ochii spre această macara impresionantă, o macara care este complet automatizată și care efectuează în condiții de siguranță lucrări care ar fi însemnat în trecut multă sudoare și multe riscuri pentru cei care lucrau la acest gen de construcții. Iată, o firmă cu care dumneavoastră colaborați de ani de zile și care înseamnă, în primul rând, faptul că ați avut înțelepciunea managerială de a găsi un constructor care să lucreze și repede și bine, cum spune românul. Da, lucrarea este făcută de firma Primacons, cu sediul la Slatina, în județul Olt, condusă de domnul director general Bălțoi, care ne-a înțeles. Tot una lor au făcut și podul peste Bistriță și l-au dat în folosință. O să-i facem inaugurarea, pentru că pe el se trece, se circulă, dar încă nu i-am făcut inaugurarea, urmează să o facem. Și dânșii au adus această macara de 350 de tone de la București. Vedeți dumneavoastră cum arată, e o adevărată uzină și pentru această montare acestor grinzi a fost necesare cota greutății în valoare de 95 de tone. Dacă le vedeți acolo, cele 4 stânga, 4 dreapta și una subelă de 15 tone, celelalte sumând fiecare câte 10 tone cota greutatea. Domnule primar, să ne vorbiți despre alte proiecte care au prins viață în răstimpul anului 2017, să le punctați, pentru că oamenii le-au văzut, dar își amintesc cu drag de ceea ce ați făcut și veți face în continuare pentru ei, pentru că, așa cum spuneau cetățenii cu care ne-am întâlnit în drumul spre această lucrare, spuneau în felul următor și îmi permit să-i citez aproximativ, că în urmă cu 10 ani nici nu își permiteau să viseze la ceea ce au astăzi. Da, pentru că în decursul de aproape 10 ani de când suntem în primărie, făcând echipă cu domnul Bâlda și cu echipa de consilieri care este alături de noi, am făcut cele două poduri peste râul Tizmana 1, din dreptul ce face legătura între Șomanești și Tălești, și acesta peste râul Tizmana în satul Șomanești, ce face legătura cu terenurile agricole, și pe această cale podul acesta o să meargă într-un drum de tarla care îl avem în viitor, să facă legătura între satul Șomanești și satul Buduhala. Și având în vedere cu această ocazie și construirea unui pod peste râul Bistrița în dreptul satului Buduhala, ca să facă legătura cu satul, cu cetățenii. Să vorbim, domnule primar, și despre domeniul cultural, pentru că la dumneavoastră viața se mișcă firesc și dacă oamenii au cum se deplasa în mod civilizat și, iată, dumneavoastră le-ați creat aceste facilități, le-ați adus cultura și la ei acasă, pentru că numai devreme de sfârșitul anului, cu siguranță, veți încheia și lucrările la un cămin cultural modern, care, așa cum spuneați dumneavoastră, înseamnă inima culturală a comunității. Până să vorbesc despre căminul cultural, aș vrea să mai fac o remarcă. Mulți cetățeni ai satului Șomanești, de câte am înțeles, nu credeau că podul se va face în acest an. Mulți spuneau că, domnule, va rămâne așa, dar uite, dânsii dumnealor nu știu
că proiectele se fac în timp și grinzile au fost comandate la dimensiunile respective și, ca orice, au o durată de uscare. Deci grinzile au un termen de 60 de zile după ce sunt turnate să stea la uscat. Deci asta nu înseamnă campanie ce facem acum, asta era în proiect, în graficul podului și să nu creadă oamenii că am făcut-o pentru campania electorală care va avea loc în 5 noiembrie. Noi am muncit într-un an fiecare an pentru toate campaniile pe care le-am avut până acum și pe care le vom avea în continuare. Deci nu am făcut ceva nume pentru o anumită campanie. Iar referitor la Căminul Cultural, da, tot firma Primacos lucrează și la Căminul Cultural. E un locaj de cultură acolo în care noi ne-am format ca oameni și multe generații care au dus o activitate culturală acolo și sperăm că și în continuare, după terminarea căminului, să se noade tradițiile culturale în Comuna Telești. Să ne vorbiți puțin, domnule primar, despre domeniul învățământului, pentru că și aici dumneavoastră v-ați implicat activ, reușind ca la momentul acesta centralele școlilor să duduie, să fie cald dimineața, pentru că peste zi, iată, Dumnezeu a binecuvântat lucrarea de astăzi cu o temperatură mai mult decât prietenoasă, ca să poată lucrătorii să pună în cele mai bune condiții aceste, să spunem, până la urmă, pietre de fundament ale căii de circulație care va însemna podul de la Șomanești cât de curând. Deci învățământul pentru dumneavoastră nu este nici mai sus, nici mai jos decât tot ceea ce înseamnă viață socială, viață comunitară. Pentru dumneavoastră toate sunt la fel de importante, toate sunt pe agenda de lucru și mi-a plăcut ce zicea un bătrân, că oamenii ăștia doi și în speță primarul Ion Mischie și fostul primar Romulus Bâldea nu au făcut decât să ne aducă mai binele în fiecare zi. Pentru ei nu s-a făcut în mod special, nu s-au făcut lucrări în campanie, ci s-au lucrat după un proiect, după planurile pe care le-ați pus la punct, după finanțările, pentru că finanțările, așa cum spuneați dumneavoastră, trebuie să vină după ce vine în spatele lor un proiect bine fundamentat, după ce sunt asigurate toate condițiile de eligibilitate și dacă acestea au încununat fericit ceea ce se întâmplă în luna următoare, nu înseamnă decât că pentru oamenii este nici mai mult, nici mai puțin decât încă o poartă deschisă pentru comunitatea europeană. Da, după cum spunea cineva o vorbă din bătrân, că Dumnezeu ține cu cei buni și cei harnici. Uitați că acum Dumnezeu a ținut cu noi, cu cei buni și cu cei harnici. După vremea pe care o vedeți, am fost liniștiți ca să montăm aceste grinzi. Iar când ați trecut prin satul Șomanești, dacă ați privit stânga-dreapta, ați văzut pe marginea asfaltului șanțuri betonate, stânga-dreapta. Și intrări în fiecare proprietate. Cred că arată a sat european. Iar pentru cetățenii șomanești, încă o dată pe această cale, vreau să îi anunț că avem un proiect de 1.200.000 de roni, adică 12 miliarde de bani vechi, pentru modernizare școlii primare din satul Șomanești. Multe, multe realizări, multă sudoare, implicare și nu numai atât. Și așa cum spun și oamenii, ne permitem să spunem și noi ceea ce am văzut, pentru că am vizitat de mai multe ori Comuna Telești și pentru edilul Ion Mischie, fiecare zi de la primărie înseamnă o nouă realizare, înseamnă implicare și la fel și în campanie și în afara acesteia, înseamnă o legătură neabătută cu comunitatea. Pentru că numai astfel, cum spunea domnia sa, le află păsurile și le poate face, așa cum le-a demonstrat în fiecare zi, viața mai bună. Puneți în campania aceasta gândul de a câștiga și de a duce proiectele mai departe, începute în 2008 împreună cu domnul Bâldea Romulus.
și vrem ca cetățenii comunii interes să vină în număr mare la vot și să voteze reprezentantul care consideră că l-a reprezentat cel mai bine și îl vor reprezenta în continuare. Pe care dintre candidați îl considerați ca fiind, contracandidați îl considerați ca fiind punctul principal? Nu pot să vă spun acum care dintre ei contracandidat e mai principal. Nu știu, eu consider că vor avea ca o părere personală sub 200 sau 150, mai sus nu vor avea. De voturi, da, voturi. Domnule, cum vă văd că sunteți aproape de el, pregătiți campania, ce strategie veți adopta? Suntem aproape de ceea ce înseamnă organizația PSD Telești. Ce strategie noastră este clară, de a discuta cu cetățenii, de a spune lucrurile bune că s-au făcut din 2008, așa cum spunea domnul viceprimar cu domnul primar Bâldea. Timp de 9 ani de zile s-au întâmplat lucruri foarte, foarte bune pentru Comuna Telești și vom face lucruri bune pentru Comuna Telești. Și asta vom discuta, să le spunem ceea ce am făcut, ce vrem să facem în continuare și cu siguranță vom avea votul cetățenilor în ziua votului. Va fi o campanie grea? Din punctul nostru de vedere, va fi o campanie civilizată. Respectăm cetățeanul, respectăm oamenii din Telești și asta vrem să ne facem pentru proiectele și ceea ce vrem să facem pentru Telești. Acesta este punctul nostru de vedere. Va veni cineva de la centru să susțină candidatul? O să discutăm, o să vedem asta. Cu siguranță, da, întreaga organizație, în primul rând județean, este alături de candidatul nostru și echipa noastră din Telești și cred că o să avem și oameni din la centru care o să vină în comuna Telești. Iată unul dintre momentele cele mai faste pe care le-a trăit primăria după realizările care s-au întâmplat în 50 ani. Este așa cum spuneau oamenii, cum spuneau consilierii, cum spunea domnul președinte Cosmin Popescu al Consiliului Județean, depunerea candidaturii. Depunerea candidaturii este primul pas spre o nouă deschidere, spre noi împliniri, spre proiecte care stau gata de start aici la Telești. Domnule președinte Cosmin Popescu, ce înseamnă pentru dumneavoastră această nouă etapă, o etapă care vine după cei 10 ani de împliniri? Sigur, din păcate, asta a fost soarta. Fostul primar a avut o problemă și noi trebuie să fim alături de el. Pentru asta avem obligația să câștigăm alegerile din 5 noiembrie, pentru că s-au făcut foarte multe lucruri bune în Telești, fie că vorbim de fonduri europene, fonduri naționale. Lucrurile se văd cu ochiul liber. Dumneavoastră le vedeți, cetățenii comunii Telești le văd și ne dorim să continuăm această activitate și putem, pentru că avem proiecte noi pentru comuna Telești, fie că vorbim de Programul Național de Dezvoltare Locală, fie că vorbim de fonduri europene, cu siguranță avem ceea ce face în Telești, ce să arătăm cetățenilor în 2020. Iată, spunea un cetățean venit acolo să vadă lucrarea la care am asistat împreună cu dumneavoastră, că este poate cea mai mare realizare în ultimii 50 de ani aici la Telești. Sigur, pentru oamenii din zonă, cu siguranță, da. A facilita circulația către peste o apă, către un obiectiv important și asta și către un sat important, este o mare realizare. Și asta este meritul viceprimarului și primarului, pentru că au avut inteligența necesară să depună proiect pe Programul Național de Dezvoltare și să atragă acești bani. Uitați că se lucrează la canalizare. Așteptăm și siguranța această săptămână se vor depune proiectele pe PNDL 2A, arhicunoscut la nivelul județului Gorj, și de asemenea se așteaptă răspuns pe fonduri europene, pentru că cu siguranță vor avea implementate proiecte și pe fonduri europene în lunile care urmează. Ce doriți în viitorul mandat domnului primar Ion Mischie? Să fie așa cum este dumnealui, să fie deschis către cetățean, către oamenii care o să-l aleagă pe 5 noiembrie și să aibă inteligența necesară să facă proiecte bune și folositoare comunității pe care o reprezintă. Mulțumim mult, domnule președinte, și să ne vedem sănătoși! Așa cum spunea domnul președinte Cosmin Popescu al Consiliului Județean, primele emoții au trecut, dar
cu siguranță îl parafrazăm pe domnia sa, la domnul Ion Mischie nu trebuie să existe emoții, pentru că pentru domnia sa vorbesc realizările, vorbesc proiectele europene, vorbește tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii 10 ani ca o garanție a ceea ce continuă să fie la Tălești o comunitate europeană. Domnule primar, gândurile dumneavoastră cu care porniți în această confruntare în care, așa cum se vede cu ochiul liber, sunteți cel care cu siguranță va atrage laurii în 5 noiembrie. Da, din discuțiile avute și anterior, v-am spus că continui proiectele începute în 2008 împreună cu domnul Bâldea. Vom merge în continuare cu proiectele pe care le avem în derulare și cu proiectele care le avem propuse la finanțare. Nu mai vorbim de proiectele care au fost realizate, că sunt multe, nu avem timpul necesar, acum am vorbit în emisiunile trecute. Și mergem cu gândul de a fi alături de cetățeni și a continua proiectele pe care le avem atât în derulare cât și care le avem propuse pentru finanțare. Spunea un invitat al dumneavoastră că cel mai mare secret al reușitei dumneavoastră este apropierea de oameni. Cum ați reușit să fiți aproape de fiecare dintre ei și iată să vă susțină nu numai acum într-un moment în care începeți o nouă etapă în viața dumneavoastră administrativă și politică, ci și de-a lungul vremii, pentru că oamenii au văzut, v-au însoțit la toate obiectivele, la toate lucrările și permanent sunt consultantul și sfătuitorul dumneavoastră de bază, oamenii din Tălești. Da, de când sunt la primărie de peste 9 ani, am fost alături de cetățeni, atât cât la introducerea apei curente în gospodării. Avem peste 900 de gospodării care au apă curentă. Am fost alături de dumnealor de cetățeni când s-a făcut Asociația Ozonul Tălești pentru marcarea lemnului, pentru a asigura cele necesare pentru iernele care au trecut și iernele care vin. Și tot cetățeanul care a venit la primărie a plecat rezolvat. Nu cred să fi fost careva care să fi plecat nerezolvat la momentul oportun și deci nu am amânat, domnule, vino azi, vino mâine sau vino peste 2 săptămâni sau peste 3. Asta spun și oamenii, stimate domnule primar. În răstimpul în care ne-am întâlnit în acest an de zile, un an în care nu aveați duminică, nu aveați liberă, deși ați avut o încercare grea familială, oamenii spun că v-au simțit mai mult decât pe un frate al lor, pentru că dumneavoastră ați zdrobit aceste bariere între administrator, primar și cetățeni și ați creat o mare comunitate, o mare echipă care lucrează pentru toți. O echipă care înseamnă o garanție a succesului, înseamnă o speranță împlinită pentru viitor și dacă tot am vorbit atât de mult de viitor, vreau să încheiem această întâlnire a noastră din acest început de săptămână, pentru că vom continua să discutăm cu dumneavoastră, pentru că aveți multe proiecte care prind viață în această toamnă frumoasă. Care sunt gândurile cu care vă apropiați de cetățeni în această toamnă și cu ce gânduri pentru ei veți începe noul mandat și noul an? Vorbesc că cetățenii comunii Tălești nu se așteptau la realizările pe care le-am făcut. Dovadă podul la care ați fost martor și dumneavoastră la montarea grinzilor de pe râul Tizman, în dreptul bisericii din satul Șomanești, plus că mai avem încă 2 poduri de construit peste râul Bistița în satul Tălești. Cred că oamenii nu le veneau să creadă, dar a devenit realitate. Și când am venit în comună, am venit cu gândul de a face ceva pentru locuitorii comunii Tălești, pentru că puteam și eu destul de bine să rămân în oraș sau să merg în alt oraș. Am avut propuneri, dar probabil că Gria m-a chemat aici. Gria și spiritul omului adevărat, așa cum spunea Tudor Arghezi, omul care simte acolo unde este locul și omul care simte că oamenii îl iubesc. Oamenii sunt alături de dumneavoastră și noi așteptăm noi întâlniri, noi informații, noutăți de la Tălești, de acolo unde un om cu suflet mare lucrează pentru comunitate. Da, și eu vă mulțumesc, dă Dumnezeu să fie bine!